seara și bine ne-am regăsit, cred, în ambianța asta foarte tinerească, pe care trebuie să spun că o savurez cu foarte multă plăcere. Pentru mine a fost o surpriză că astăzi a trebuit să fac oficiile de gazdă. Domnul director nu poate din bine cuvintate pricini să fie aici și m-a delegat pe mine să îndeplinesc sarcina aceasta, dar o fac cu foarte multă bucurie. A fost o surpriză plăcută. Știam că Victor Plutașu își va lansa astăzi cartea și nu aveam de gând să ratez evenimentul, așa încât spun, bine ați venit, ne bucurăm să fim împreună, deși spațiul, după cum se vede, este destul de restrictiv pentru un public, o audiență atât de bogată, dar sperăm că în foarte scurt timp condițiile se vor schimba și că vom fi niște spații mult mai generoase și mult mai potrivite pentru evenimente de acest fel. Sunt onorată să fiu aici cu dumneavoastră și cu acest copil minunat al Oneștiului, care întotdeauna ne surprinde foarte plăcut cu ideile lui, pe care reușește să le pună în practică la un nivel surprinzător de ridicat. Trebuie să ne aducem aminte de prima sa carte, care se numește Începuturile Regalității Orientale și care este un studiu aprofundat și serios de istorie antică. Mă gândeam că un astfel de adolescent, o astfel de personalitate, este cufundat în studiile sale și este plin de, plin de importanța acestor studii, astfel încât încearcă să delimiteze, să-și delimiteze spațiul fără să găsească timp să se gândească, să se introspecteze, să se gândească la sine însuși, la ceea ce simte, la ceea ce trăiește, la ceea ce împărtășește cu ceilalți. Și astăzi am citit din cartea sa doar introducerea. Vreau să vă spun că am savurat-o, am devorat-o cu o foarte mare plăcere și cu o foarte mare surpriză, pentru că am recunoscut în persoana lui Victor acele neliniști tipice adolescentine, împărtășite, dăruite, confesate celorlalți cu o sinceritate absolut debordantă. Nu cred că mulți dintre cei care au fost adolescenți sau dintre cei care sunt adolescenți sunt capabili de o astfel de de generozitate cu sentimentele lor și cu astfel, de o astfel de deschidere. Nu vreau să spun mai mult, că nu vreau să fur startul. O să-i prezint pe invitații noștri. Este vorba despre doamna profesoară Emilia Boghiu, despre doamna profesoară Adina Mitroiu, despre doamna Maria Dohotaru, care este directoarea editurii Magic Print, la care a apărut cartea, și în legătura telefonică, probabil că o să-l avem pe poetul Cătălin Pilipăuțean. După ce... Și câteva aplauze pentru invitația. Și câteva aplauze. Bun. Cum ziceam, nu vreau să fur startul, așa că o să rog pe doamna Emilia Boghiu să ne împărtășească părerile domniei sale, mult mai avizate decât ale mele, despre cartea lui Victor. Da. Provocatoare carte. Știți cum e, când ai niște foarte mulți ani de profesorat, ai și tendința, bună sau rea,
de a încerca să categorisești și să te întrebi ce să fie. Ce să fie această carte? Să fie roman? Să fie exegeză sau, în fine, un conspect al unor idei din filozofie, din istorie, din literatură? Să fie jurnal? Sigur că, dacă e să mergem pe categorii, s-ar apropia mai mult de jurnal. De altfel, e și declarat lucrul acesta. Dar nu e jurnalul acela la care te aștepți pe zile, pe epoci din viața cuiva, ci este un jurnal de idei. Un jurnal, dacă ar fi numai de idei, poate că nu ne-ar atrage cine știe ce, dar este și un jurnal al trăirilor. Și aș zice, poate cel mai interesant lucru e un jurnal al modului în care poți uneori să trăiești ideile, în combinație între toate acestea. Tot așa, cu reflexul persoanei care are inclinații spre narratologie, am fost prima dată, și asta e notița pe care o găsiți în deschiderea cărții și care mi-aparține, am găsit ceva interesant și e motivul pentru care m-am implicat în asta. Și anume, citesc și la un moment dat am așa nevoia de a reveni, de a încerca să înțeleg, și anume, în ce timp suntem? Cine e vocea care vorbește în carte? Că știți dumneavoastră cum e. În momentul în care cartea ajunge să arate așa, autorul e departe. Nu mai are legătură foarte puternică. Ea trăiește în sine, are propria existență și, vorba latinilor, habem sua fata liberi, parcă e dictonul, nu? Fiecare carte are soarta ei. Și atunci eu, cititor, din orice epocă aș fi, am dreptul să o judec așa cum cred. În momentul în care eu citesc, cartea mea aparține ca și când aș fi cumpărat un tablou, numai al pictorului, al meu. Când e cartea mea, atunci îmi pun niște probleme. Și uite așa, ce m-a încântat pe mine și mi s-a părut interesant și aș zice și nou, poate n-am ajuns să citesc eu, că n-am. Cărți în lumea asta sunt extraordinar de multe, dar mie mi s-a părut foarte original și foarte nou felul în care, la un moment dat, sunt combinate niște planuri, pentru că, așa cum ziceam, sunt pagini de exegeză și sunt pagini care par să meargă spre text epic, se înfire pe câte o mică poveste. Deci, de asta m-am ocupat prima dată și asta mi-a atras atenția, așa nume, că vocea care povestește pare a fi, la un moment dat, personaj undeva în Mesopotamia, nu? Sumerianul care îți povestește ce îi se întâmplă acolo, cum se duce la școala de script, și, la un moment dat, în afirmație apare ceva despre globulele albe și roșii. Eu cred că sumerienii nu știau asta, nu făcuseră analiza sângelui, zic, și e foarte bine, deci te aruncă cumva în alt timp. Și chiar la un moment dat, zice, salutul din vremea aceea era, zice, vocea care povestește, că nu l-aș numi narator și nici personaj, e o voce care spune, zice, salutul de atunci e mult mai practic ca la noi. Care noi? În ce vreme suntem? În ce epocă? Și deodată am realizat că exact asta poate face deliciul lecturii. Eu n-am mai întâlnit ca povestind la persoana întâi să se producă un decalaj între narator și propriul sine, care e și personaj. Încât personajul e din Mesopotamia și naratorul e din secolul 21. Foarte interesant și foarte frumos. Și nu m-am înșelat, pentru că la un moment dat revine această situație. Din nou avem asemenea combinație când spune ceva despre sumerianca îndrăgită, minunata sumeriancă, și la un moment dat, nu cred că găsesc acum fragmentul, dar l-am găsit, Doamne a reușit să mă scoată de minți, acesta este talentul suprem al sumeriencelor, după cum a spus și Rebreanu. Iar te aruncă într-o altă epocă și iar ești provocat să
revizuiești și să înțelegi ce se întâmplă. Mi s-a părut o cheie, o cheie importantă de asimilare și interpretare, pentru că sunt pagini întregi în care afli o grămadă de lucruri foarte exacte și foarte docte, aș zice. Și anume, prezentată de pildă iubirea ca de către un cercetător cu detalii foarte clare, iubirea teoretizată doct, îmi ziceam, și zice așa, citez: pentru a identifica cel mai bun tip de iubire, trebuie să pornim de la aceste trei tipologii antice principale. Eros, concepția platonică și neoplatonică. Nous, concepția veterotestamentară, și agape, concepția creștină neotestamentară. De la începuturile erei creștine, aceste trei motive s-au tot intersectat în mediile culturale, religioase și sociale, în cadrul antichității târzii, în naștere unor sinteze. Și după aceea zice, de fapt, acesta și deodată, începând cine combină și cine vorbește de aceste trei tipuri de iubire, și află o listă foarte lungă, de la Sfântul Clement, cu teologii gnostici, continuând cu Justin Martirul, cu Marcion, cu Tertulian, cu Clement Alexandrinul, cu Origen, cu Irineu din Lem, Petru din Olim, Grigore din Nisa. Și mai sunt vreo 5-6 nume. Și te întrebi în momentul acesta, îi exegeză. Dragilor, mie mi se pare că e poem. Și că e un poem foarte fain. Și e un poem pentru că iubirea la un moment dat e prezentată prin emoții. Și e un text superb, e un text extraordinar de frumos, de delicat, de luminos. Și mai zic că e poem pentru că modul în care cartea te aruncă din secolul 21 în Mesopotamia veche, sigur că m-a dus cu gândul la poezia medievală și la Miron Costin cu Viața Lumii, care, citez din Viața Lumii, zice David prorocul: unde s-ai lui împărați? Unde-i Astexerxes, Alexandru Macedon, unde-i Artaxerxes, August Pompeiu și Cezar? Parcă sună tot așa. Deci e vorba despre, așa cum Miron Costin era un cărturar care, iată, făcea această punte între literatură și istorie și cultură doctă, tot astfel vocea care în această carte vorbește patinează așa cu grație peste aceste conexiuni culturale extraordinare. Deci, poate să fie și exegență. Sigur, m-aș putea apuca să cercetez, să văd la dreptate, ori fi toate trei variantele acestea. La toți acești autori, sunt ei toți, ori mai fi lipsit vreo unii? Nu, n-am de ce să fac asta. Pentru că pagina poate fi citită ca poem și este o splendoare. Sigur, există un mod de a prezenta lucrurile care e propriu literaturii moderne. Și anume e vorba de fluxul conștiinței. Asta e senzația, că de fapt gândul încărcat, și de asta o formulă de jurnal mie mi-ar conveni mai mult să o cred, gândul alunecă de la lucruri docte, de la lucruri grele, de la ce-a citit, uneori dă și subsol de pagină și spune că la pagina cutare, în ediția cutare, știi tot despre detalii. Deci, iarăși ai impresia, e carte științifică, are trimiteri bibliografice exacte. După care, iar fraze frumoase, delicate, interesante, frământări ale gândului. Deci, de fapt, e un flux al conștiinței, un jurnal de idei, cum ziceam, de la un gând la altul, de la gânduri ușoare la gânduri grele, de la întrebări simple la întrebări complicate. Există totuși foarte multă consecvență. Iarăși, mi-a plăcut foarte mult modul în care e tratată problema vieții, a morții, a confruntării omului cu limita,
care, știm bine, generează tragismul. Sunt momente în care pare revelat, pentru că personajul, de fapt, principal, nu e vocea care povestește, ci este, desigur, Enlil, zeul vânturilor, zeu uneori chiar a toate știutor, a tot puternic, zeul cu care fiecare dintre noi, până la urmă, se confruntă, că e zeul zeilor, zeul sau Dumnezeu sau Alac sau ce-ar fi, nu contează, e o zeitate, este spiritul acela perfect spre care frântura de suflet din noi și din fiecare ființă umană, din fiecare om se îndreaptă și spre care aspiră. Și are momentele în care are revelația că zeul acesta dezvăluie ce e mai important. Dacă suntem construiți ca oameni pe temeiul esenței divine, cosmice, eterne, inepuizabile, a ta, Doamne, e apelativul pe care îi se adresează lui Enlil, atunci cum poate o astfel de ființă să moară? Deci, atât întrebările grele, poate asta e cea mai grea, mai una din incomoditățile existenței noastre. Omul, și continuă spunând, și mă relev răspunsul de diamant, nu moare. Omul nu moare. Este imposibil să moare. Este fizic, matematic, imposibil. Acea energie cosmică nu se surpă, ci se propagă mai departe în univers, reunindu-se cu esența ta și energia colectivă cosmică. Și ai zice că poate e o alunecare, că poate e o întâmplare. Nu! Sunt și alte pagini în care aceeași idee, aceeași meditație filozofică și aceeași revelație ontologică revine și revine așa, ordonat, sistematic, cu aerul că e bine asimilată și înțeleasă. Cumva te face să te simți confortabil în mijlocul acestor revelații și revelări. E o carte pe care ești provocat să o citești, nu-i ușoară. Aș zice că este provocarea aruncată unui cititor competent. Trebuie să știi ceva carte ca să te descurci. Ce care s-a părut mie interesant însă e că densitatea ideilor din pagină îți permite să citești și de oriunde. Nu e un fir epic să zici că n-ai înțeles, că trebuie să te întorci. Ar putea să fie, dar nu asta e ideea. E jurnal de idei, ideile sunt multe, sunt dense și poți să iei de oriunde. Și poate să fie cu adevărat interesant și frumos. Ca să ajung eu la încheierea mea, dar cu încheierea cărții, foarte interesant, modul cum, într-un fragment mai scurt, de unde până acolo lucrurile au fost destul de ample. La un moment dat, recunosc că am și bodoganit, Victor știe. Am zis, Victor, nu te supăra, dar eu am și ceva de rău de zis. Ca întotdeauna, desigur. Și știți cum e, nu? Dacă zic de rău, nu ca să-l supăr pe el, ci ca să vedeți că mă pricep. Mă descurc în asta. Mi-am și notat câteva, uite, o să zic așa, că mi s-a părut uneori că e prea mult, că eu aș fi mai scurtat, că n-aș fi zis, să zic, de pildă, pe meleagurile spațiului, încarpată pe meleagurile spațiului. Așa, n-aș fi zis obiectele materiei, că n-am, dacă materie, obiectul e materie, obiectele materiei, de discutat. Și desigur, de multe ori aș mai fi pus niște virgule înainte de vocativ, aș mai fi adăugat. Dar e ceva mărunt și puțin față de lucrurile mari care fac să uiți și de figuri. Poate chiar micile imperfecțiuni sunt simpatice, plăcute și amuzante, pentru că, așa cum ziceam, sunt pagini întregi, chiar începutul pare așa o litanie. După ce am podobenit, ziceam că, bă, dar e prea mult, că sunt puține idei, că te bagi multe, odată mi s-a părut asta așa. Dar exact în cantitatea asta, în repetiția asta, că până la urmă, orice fel de religie ați putea de seamă, e repetitivă. Cum se roagă oamenii? Spunând aceeași rugăciune în fiecare seară. Spunând de zeci, de sute de ori aceleași cuvinte.
Aha, deci de fapt despre asta e vorba, construim prin cantitate se construiește un sens ascuns, dar cum ziceam, accesibil cititorului mai instruit, cititorului competent sau cititorului îndelung răbdător, să fie în ton cu felul de a vorbi al scrisului acestuia. Cred că, zice finalul cărții, trage concluzia, că iarăși foarte interesant, multă cantitate de texte la persoana a doua. E în adresare directă față de Enlil, da? Un Enlil care îi se adresează așa cu un pic de sumeție, pentru că toată încărcătura științifică de aici e cumva plasează vocea care povestește, care vorbește într-o zonă, într-o atmosfera elitelor, pentru că, nu-i așa cum scriam și notița aceea, tu, Doamne, Enlile, nu ești pentru oricine. Iauzi. Și, în finalul, cred că te-am reținut cam mult, sper să nu fie valabil și pentru mine, așa, cred că te-am reținut cam mult, Enlile, Dumnezeul meu, și sper că nu te-ai mâniat. Totuși, mai am o ultimă întrebare. Tu, Enlile, existi? Un răspuns simplu, faptul că eu trăiesc dovedește că ești undeva acolo, în vârful cosmosului. Foarte frumoasă ideea, adică totdeauna suntem tentați să căutăm în afară, mulți dintre noi fugim și alergăm să căutăm sensuri și dintr-o dată revelația este că sensul e în noi, e aici și că parte, oglindire din Enlil există în ființa umană. Cred că Victor Plutașu este făcut după chipul și asemănarea lui Enlil. Sper că nu e blasfemie, să fie sănătos, să fie. Noi suntem siguri că Victor va mai scrie, fiindcă e clar că are un ritm și niște preocupări care îl califică pentru activitatea asta pur și simplu de scriitor. Nu știm cum va evolua el, că încă nu cred că ai făcut filosofie la școală, nu-i așa? Nu ești încă în clasa 12. Dar ai citit, e clar. Pentru că toate problemele pe care aud că le-ai pus în cartea aceasta sunt probleme care de acolo se nutresc. Așa că nu știu încă ce carieră va avea la final Victor, dar e clar că toate aspectele preocupărilor lui se vor materializa în pagini scrise, comunicate. Este un extraordinar de bun comunicator. Să spunem că această carte frumoasă, Conversații cu Enlil, se numește, a fost editată la Itra Magic Print și o rugăm pe doamna Dohotaru ca, din punctul de vedere al editorului, să ne spună câteva cuvinte. Chiar câteva o să vă spun, că sunt foarte recită. Și foarte greu să vorbesc cu doamna Bundiu. Dragă auditoriu, la numai câteva luni distanță de lansarea primului său volum, Începuturile Regalității Orientale, tânărul Victor Plutașu oferă publicului o nouă carte, Conversații cu Enlil. Introducerea făcută de autor începe astfel. Să fii adolescent este destul de greu, dar nu imposibil. Ai o mulțime de responsabilități, de griji, de frici, și nu în ultimul rând, de complexe. Aceste fraze ne dau impresia că urmează, potrivit titlului, niște dialoguri despre viață. Întrebări și răspunsuri ce pot apărea în perioada pe care Victor o trăiește acum, adolescența. Dar cartea nu conține simple întrebări și răspunsuri despre viață. Ea cuprinde mult mai mult. Este o căutare a existenței omului, a raportului dintre individ și lume. Victor Plutașu acordă gândului un
rol important în această relație, semn că precum cele semnate de renumitul doctor Constantin Bulcan, nu sunt străine. Nu este ceva obișnuit ca un licean de clasa 11-a să poată discuta aceste raporturi dintre om și lume din perspectivă filosofică, psihologică, literară, istorică și nu numai. Legăturile, trimiterile, referirile pe care le stăpânește cu ușurință, elementele teoretice ale diverselor științe ne aduc în față un tânăr dotat cu posibilități de conceptualizare, de interpretare și de găsire a unor corespondențe interesante între elementele Universului. Profesorii săi, părinții, colegii, noi oneștenii, au în persoana lui Victor Tutașu un model de gânditor și, după cum scrie Cătălin Filip Olteanu în prefața domniei sale, o punte între generații, un har al timpului său și al vremurilor care nu trec niciodată. Noi toți ne punem mari speranțe în tine, dragă Victor. Succes în continuare. Vă invit să citiți cartea, așa cum spunea și doamna profesor, se poate citi și în diagonal. De oriunde ai apucat-o, deci o înțelegi foarte bine. Vă mulțumesc foarte mult! Iau microfonul doar ca să-l dau mai departe doamnei Adina Mitroiu. Doamna profesoară, vă rog. Bună seara tuturor! Foarte încântată și pe jumătate surprinsă că sala e atât de plină. Am mai fost la evenimente, dar n-am văzut-o niciodată de ca acum. Dar spun pe jumătate pentru că era cumva de așteptat ca la această lansare de carte să vină atâta lume. O să-mi permiteți să citesc, pentru că nu prea știu să-mi sintetizez ideile și abordarea mea tinde să fie exhaustivă și după capacitatea sintetică a doamnei Bochiu de mai devreme și abordarea didacticistă, așa și limpede, foarte limpede, aș fi riscat să provoc o furtună de idei aici, în loc să adun câteva idei frumoase despre scrierea lui Victor. Așa, încât am pornit la câteva constatări, și anume că omul contemporan nu prea mai știe și nu mai vrea să stea în cumpănă, să cadă pe gânduri, căci verbele a face și a avea sunt cele care guvernează actualmente existența. Cu atât mai răscolitoare această scriere a unui adolescent, așa cum am uitat un jurnal, jurnalul adolescenței mele, citesc, care cuprinde întrebările mele fundamentale referitoare la existență. Ce este viața? Ce facem cu ea? Cine este Dumnezeu? Care este raportul dintre mine și Dumnezeu? Cât de importantă este rațiunea în viață, ce se întâmplă după moarte, ce este dragostea, ce este iubirea, dragostea este totul, sunt întrebări care m-au măcinat multă vreme. În continuare, spune Victor, în capitolele jurnalului Conversații cu Enfield, veți descoperi adolescentul din mine. Întrebător, curios, uneori foarte naiv și superficial, zice Victor, eu nu-l cred. Cel puțin aici, nici o secundă. Acest jurnal îmi surprinde multe etape ale vieții pe care și-o pusam printre diverse elemente alogene. Misticismul, studiile de cultură și civilizație, călătorile fundamentale, întâlnirile miraculoase și dragostea. Astfel încât eu, după o lectură în triplă cheie, aș spune, dar tot au mai rămas ceva greșeluțe pe acolo, se pare, am constatat că volumul face posibilă o aparentă și fragilă pace între neostruitul a cerceta, reflexivul a visa, tainicul a simți și vibrantul a rosti, unite într-o paradigma a descoperirii de sine, prin întâlnirea cu experiențe limite ale existenței. Dumnezeu, cosmogoniile, călătoria prin logos, timpul, erosul, iubirea și motive literare universale, cum ar fi viața ca vis, deșertăciunea deșertăciunilor, totul e deșertăciune. Desigur, deși se vrea și este o căutare, cartea este mai întâi un răspuns. Căci pentru a pune întrebările potrivite, e nevoie să fie sădiți în ființa ta germenii ce încolțesc în minte, în conștiință, în suflet,
și sunt plantați acolo genetic, dar și prin însumare experiențelor de lectură și a interacțiunilor cu oamenii potriviți, de impact sau de ești mai norocos, oamenii cu adevărat valoroși. Prin urmare, așa cum bine a observat în prefața scrisă de domnia sa, poetul Cătălin Pile Păuțeanu, și îmi permite să citez, Puștiul ăsta e altfel. Are un teribilism decent, o nevoie de participare la metafizic. Îmi place să-l descoper în perspectiva lui de care deocamdată nu e conștient și pe care o forțează elegant și genuin. Și mie mi-a făcut o deosebită plăcere să îl cunosc pe Victor și în această perspectivă. De aceea, spun eu, cartea tânărului Victor Plutașu este pentru mine, profesorul și omul trăitor în cetate, o provocare, o speranță, un imbold, un motiv de bucurie și de mândrie. Când am întâlnit față în față, deja îl cunoșteam, prin nume și prin reușitele de până atunci. M-au cucerit. Setea lui de cunoaștere, pasiunea cu care se dăruiește domeniilor pentru care este îndestrat, inteligența, mobilitatea intelectuală și impresionantul bagaj cultural. Și cum între viața trăită și cea țesută în verb sunt nenumărate corespunderi, evident că cititorul competent va desluși în situațiile și ideile din conversațiile cu Emil multe dintre fațetele personalității distinsului autor, aș spune. Tânărul acesta este o poveste care a simțit, a vrut și a putut să scrie o poveste de viață cu nenumărate fire ce se intersectează și sunt pătrunde. Eu am convingerea că povestea de existență literară a lui Victor Plutașu se va rosti și rostui tot mai ferm și se va auzi tot mai tare dincolo de granițele geografice și culturale ale acestei vorbe. Acesta e doar începutul. Mărturisesc că am emoții, în primul rând și îmi tremură vocea. Și apoi mai mărturisesc că primind și parcurgând cartea, am trecut printr-o furtună de stări, de trăiri și de emoții. De la nedumerire, la admirație, la melancolie, tristețe, exaltare, am fost fascinată, de multe ori tulburată. Da, într-adevăr, am simțit nevoia de reluare curat pentru că acest timp circular m-a bulversat și pe mine, care nu cred cât de cât, da, am acolo un lector competent. Noua carte a lui Victor Plutașu este, spun eu, ca o fascinantă oglindă concavă, în care imaginile, conceptele, realitățile se așează în straturi succesive, dar pregătesc permanent cititorului surprize, căci deodată se scutură, se amestecă și se reordonează după un mecanism lăuntric foarte complicat. Și dacă tot spunea doamna Bocchiu de aceste tipuri de iubire, ele sunt mai multe, așa cum le clasifică, da? Eu am surprins aici, ca să vedeți trecerile acestea, de nivel și de registru și de abordare. 130. Iată, la etape, cele patru etape, precizează Victor, dintr-un proces de îndrăgostire maximă. Prima etapă, și am să vă citesc doar la una dintre ele, nu știu, alegeți dumneavoastră dacă prima, cea de mijloc sau cea finală, autosugestia voluntară. Îi observ și apreciez calitățile fizice. O consider o persoană stabilă și de calitate, sufletește și morală. O persoană faină. Aici, procentul rațiunii este de 100%. Poți distinge calitățile de defecte și poți să analizezi trăsăturile comportamentale corespunzător, obiectiv, cu detașare, fără a fi influențat de cupidon. Deci una etapa a patra. Și ce urmează e și mai interesant. Patologia. Imposibil de controlat. Procentul rațiunii ajunge la 0%. Odată ce te afli în această etapă, tot procesul este irreversibil. Nu poți scăpa cu propriile puteri, vei scăpa doar atunci când Universul decide asta. Și continuă cu descrierea acestei faze, dar iată ce frumos descrie o poveste de iubire așa cum posibil să fi trăit autorul sau mulți dintre noi. Dar ce folos mai au informațiile astea teoretice când tot la suferință ajunge? O poveste de dragoste fascinantă.
dă cu un scenariu, dăm de premiu Oscar. Însă pentru ce? Astăzi am mers de noapte afară. Era beznă. Nici urmă de om sau de civilizație. Unicul felinar din preajmă, care se înalță panic în fața noastră, ba se aprindea, ba se stingea. Singurile vietăți văzute au fost doar 2-3 câini, unul dintre ei șchiop, care au trecut agale vis-a-vis de noi. Era ora 10 și sufletul fierbea în mine. Uitasem și de casă, și de familie, și de școală, și de orice. Eram în lumea ei, trăiam pentru ea. Sângele mi se topea în vene și artere. Când făceam contact vizual, pieptul și stomacul, mi se electriza instant. N-am să vă răpesc plăcerea de a citi domniile voastre restul. Poate sară un picuț ca să vedeți cât de mult se poate povesti despre o stare, despre o emoție. Fiecare privire pe care o schimb cu ea este o nouă viață, un univers, format din infinite galaxii și sisteme de galaxii. Cât de multă putere pot să aibă niște ochi? În fine. Și iarăși, nu vă răpesc plăcerea de a parcurge dumneavoastră textul. Așadar, mie mi s-a părut că această carte are un parcurs surprinzător, un stil inedit. O dezvoltă o problematică foarte profundă, până la frontierele controversei, ale ereziei, înveșmântată într-un limbaj cu schimbări bruște, ca un tango argentinian, am gândit eu, între argoul de specialitate, istorico-religios, și cel adolescentin, între faptul lingvistic cu parfum de vechime și cel modern. Astfel încât cartea aceasta, Conversații cu Emil, este o scriere fără vârstă, care se adresează cititorilor de orice vârstă și de orice preocupare, cu precizarea că, într-adevăr, îți solicită foarte multă atenție și trebuie să fii un lector îndelung răbdător. Și fiindcă am văzut astăzi o descriere a ta, care s-a potrivit foarte bine cu modul în care te privesc eu, spun așa, da, așa este. Ești o menină de adolescent, care numai la 17 ani a reușit să facă, să faci să vadă lumina tiparului, o a doua carte, cu care vei pune pe toți cititorii tăi, mai tineri sau mai experimentați, la treabă și pe gânduri. Pe mine se pare că m-ai pus și mare încurcătură. Dar și pentru asta îți mulțumesc, pentru că, așa cum bine spune același domn Cătălin Filipăuțeanu și am cerut permisiunea să citesc din prefața dânsului, Victor face selecții rafinate din limba de scriere antice. Pătrunde ca un sfredel pereții prejudecăților raționale și le transformă în idei convenționale. Am fost fascinat de adăugirea imagistică a scrierilor Sfinților Părinți de abordarea fenomenului iubirii pe care se situează între divin și posibil. Dacă noi că l-ar fi cunoscut, ar fi spus că este un personaj sie și limitat în nelimitat. Nu voi citi prea mult din carte, vă las pe voi să vă redescoperiți într-o modernă și crepusculară luciditate. Și pentru că este evident pentru toată lumea că Victor are Condei, eu îi ofer un dar simbolic care să-i folosească și la examenele care se apropie, un veritabil scriitor are nevoie de un stil bun. Alături de fericitările mele sincere și încurajarea de a nu renunța la pasiuni și la visuri și speranța că va fi mereu purtător de noroc și de izbândă. Mai știu un scriitor tânăr, coneștean, care la 17 ani a fost numit de către Alex Ștefănescu, un fenomen literar. Din păcate, după aceea n-am mai auzit. Despre tine vreau să aud și peste 10 ani, dacă mai trăi. Felicitări, Victor, și succes! Cu siguranță, domnul prefect Narcis Citaru va adăuga felicitările sale și gândurile sale bune pentru autorul nostru preferat din seara asta. Sub, am zis. Așa, să nu se supere alții. Dragă Victor, stimați invitați, atât eu și cât și colegul meu, superfetul Gabriel Lupum, am ales să participăm în această seară la acest frumos eveniment unic, să spunem, pe Valea Brotușului, pentru că, cumva,
ne-am cam plictisit. Victor, fii atent. Ne-am cam plictisit să tot mergem la evenimente care ne trezesc interesul, nu putem să spunem că nu, al oamenilor mari. Suntem oameni și politici și administrativi și ce mai vreți dumneavoastră. Suntem obligați prin natura serviciului și nu numai să stăm de vorbă cu cei care, hai să spunem, nu tot timpul fac, sau mai bine zis, invers, fac umbră pământului degeaba. Dar asta e viața prin care trăim. Și atunci, în această seară, am ales totuși să schimbăm puțin foaia și niciunul dintre noi doi nu suntem din Onești. Colegul meu e din Bacă, eu sunt din Comănești. Și am venit la Onești. Am venit pentru Victor, am venit pentru ceea ce reprezintă acest tânăr geniu pentru județul Bacău. Și sunt mândru de el și pentru acest lucru felicit foarte mult, mai ales pe el, dar și pe părinții lui. Ce vreau să scot în evidență și mă bucur foarte mult că înaintea noastră, înaintea mea, au vorbit Sfințele Doamne, mai ales doamna profesor, dacă le țin bine, Boghiu, așa, sau Boghiu, nu știu exact pe ce pică accentul, e că Victor, în această seară, în această carte, ne-a cam dat de furcă. Sunt absolut sigur că trebuie să mă duc la biblioteca din Comănești, că de acolo sunt de rând, dacă nu vei să-ți vin la Comănești. Să-mi iau, în primul rând, o carte de istorie din antichitate, sau cum puteți să-i spun în altfel, o carte de filosofie, Dexul, neapărat Dexul. Știți că nu tot suntem profesori de limba română. Da? Biblia și romane de dragoste. Că am văzut ceva zâmbete pe aici, pe zona asta. Victor, în această seară, ca să închid, în sală vezi, hai să spunem, poți să ne împarți în două generații. Generația ta, care te susține, sunt alături de tine, dar și generația noastră, cumva pe aici, așezați. Și poate, mai mult decât atât, poți să te gândești că noi suntem, noi cei din zona asta, suntem dovada faptului că în tine vedem un viitor strălucit al generației tale. Ne dorim acest lucru. Sperăm acest lucru, nutrim din tot sufletul. Dar, și faptul că ai atâția colegi de breaslă, ca să spunem așa, în această seară, hai să spunem că, da, stăm liniștiți. Nu știu pentru cât timp. La seara asta suntem liniștiți că împreună cu tine, colegii tăi, vor duce mai departe idealurile la care noi nutrim. Noi ne-am cam dus o parte din noi, nu eu sunt tânăr, dar sunt alți, alte persoane de aici din sală care visează la o generație ca a ta. Dar nu mai am. Ai timpul de acum încolo să scrii și romane de dragoste, ca să închei cu subiectul acesta, că am înțeles că ești îndrăgostit. Nu ești? Tot timpul, dar bine, n-am spus de ce. Dar n-am spus de carte, de așa. Ai tot timpul înainte. Într-adevăr, nu știm ce vei alege să faci. Noi te vom susține și îți vom da tot ceea ce ai cu necesar pentru viitor, să faci mai bine pentru comunitatea din care faci parte. Că, iată, Oneștiul este pe harta județului, nu numai prin profesori, prin medici, prin oameni care conduc orașul, ci și prin tineri, ca tine, care demonstrează în continuare, că înțeleg că este a doua carte pe care o scoți, că avem un viitor frumos în față. Felicitări! Dacă îmi permite, stimate domn, pentru că dumneavoastră stăți tânăr, eu nu sunt, ca să mă simt confortabil, așa, mai adaug două generații în spiritul cărții. Generația sumerienilor și generația cititorilor care încă nu s-au născut. Suntem în direct și cu domnul
domnul Cătălin Pintoță, nu? Dar vom fi. Da. Pe speaker și pune microfonul în față. Atunci, dacă mai vrea cineva să mai adauge câteva cuvinte despre Victor sau pentru Victor sau pentru generațiile care sunt aici în sală? Doamna profesoară... Nu mă voi referi la carte, mă voi referi, scuzați-mă, la cel mai tânăr prieten valoros al meu, Victor, care m-a cucerit prin dorința lui de a ști cât mai mult, prin modul de a comunica și a discuta cu persoane de vârste diferite. Suntem într-un tandem așa de comunicare. Eu învăț de la el ce înseamnă energia. Chiar când m-am întâlnit, i-am zis, mă, eu scriu, dar încet, tu cum ai viteza asta de poți să scrii? Și eu zic că se poate. Poți transfera puțină energie din asta la alții. Este deosebit. După mine, este o insulă de progres, de cultură și inteligență în marea masă de oameni care, să fim sinceri, la ora actuală se complac în tot felul de compromisuri și tot felul de gânduri materiale. Felicitări, Victor! Sper să rămânem aceiași prieteni și să colaborăm în continuare. Sunt mândră de tine și mă bucur că am așa un prieten valoros. Alo, bună seara! Sunteți în direct, domnul Filipoțea, nu? În primul rând am să îi felicit pe cei care sunt în principiu pentru că însoțesc și pe cei care s-au însoțit astăzi ca participanți la eveniment. Ai fost la seara mea de carte și m-ai impresionat. În afară de ora aceea petrecută cu tine înainte de începerea efectivă a țării, când am lăcrimat într-un endit amândoi. Victor Tudasu este un zeu punte, așa cum însă și etimologia o spune. Nu am venit discurs, vă spun din suflet ceea ce vă spun. Și că din cele patru soții iubite ale lui Emil, cea mai iubită știe Victor că a fost Ingrid. Mă duc către o comparație, pentru că această carte este o descriere istorică, etică, dar și metafizică. Mă duc către Aristotel. Poate că cineva ar fi tentat să compare pe Victor Tudasu cu Aristotel și nu cred că ar fi o exagerare. Cel care a trăit
cunoscut, și anume Teosaft. Cartea lui mi se pare foarte interesantă din punctul metafizicii lui Teosaft. El însuși are o biografie asemănătoare lui Teosaft. Pentru că el a condus școala peripatetică pe care a deschis-o Aristotel. A fost discipol al celor doi mari gânditori antici, Platon și Aristotel. Ce vreau să spun cu asta, că Victor Plutarșu și-a condamnat răstignirea pentru a-și găsi finalmente învierea. Dar dacă e un lucru care ține, o să spuneți bine, în primul rând, Teofrat a fost un ideolog, de ce care a fost și un foarte mare și foarte bun metafizician. Mă scuzați, totuși mă răpune întotdeauna rar emoția pentru valorile frumoase și care se vor naște. Mi-am gândit parcă, Victor, în capitolul 23, nu mai știu exact, din cauzele plantelor. O să spun ce are biologia cu filosofia în sine și metafizica. O să vă spun ce are. E o frază acolo pe care încerc să-mi amintesc și spune că e bună și zăpada, deoarece răspește pământul și noaie, îi dă hrană și acoperindu-l îi sporește căldura și întărește rădăcina. Astfel, cred eu că se poate defini și scrierea lui Victor Plutarșu și dimensiunea lui sufletească, care nu se referește de puterea și profunzimea lacrimii, dar și destinul lui literar, pe care i-am promis și împărtată și pe care îl promit și astăzi, talantarea acestor conversații cu el. Felicitări și ție și celor care sunt acolo. Vă salut drag și vă mulțumesc. Mulțumim domnului Cătălin Pipoțeanu. Și dacă nu mai vrea nimeni să mai vorbească? Eu aș vrea să spun un singur cuvânt despre Victor. Un singur cuvânt. Speranță. Deci asta este Victor pentru Onești. Este speranță. Și asta înseamnă Victor. Speranță. Eu când mă uit la asta simt. Speranță. Mulțumesc, Victor, și mulțumesc că mi-ai dat ocazia să te cunosc. Și să-ți fiu alături așa, când am ocazia. Mulțumesc mult! Așa este. Sperăm ca această speranță să se multiplice în fiecare dintre cei care îl cunosc și în generațiile care vor veni după el. E un deschizător de drumuri sau poate un continuator, dar să sperăm că cei care vin după el vor lua un bun exemplu și vor încerca să vor strădui să îi urmeze pașii pe calea aceasta a performanței, a excelenței. Dacă nu mai este nimeni care dorește să mai vorbească, așteptăm, atunci o să-i dăm cuvântul autorului să ne spună ce a vrut autorul să spună. Magica întrebare. Bună seara tuturor! Mă simt într-adevăr desegnat copil și de auditoriu. Mi-a confirmat doamna Brumă că este record pentru Firea Cosenzeana și vă mulțumesc în primul rând vouă publicului pentru sprijinul acordat în seara aceasta. Mulțumesc, evident, și celor care au scris în prefața lucrării mele, membrilor care sunt și membri ai prezidiului, și tuturor profesorilor și susținătorilor mei care se află acum în sală. Și un rând de aplauze pentru ei, pentru toți profesorii care m-au ajutat. Eu aș vrea să încep cu o întrebare. Și o întrebare generală, care se adresează tuturor. Știați că 80% din adolescenții din ziua de astăzi au cel puțin o problemă emoțională? Da. Care este explicația? A doua întrebare. Care este explicația? Situația familiară și condițiile de viață. Și ce este paradoxal? Din punct de vedere obiectiv, trăim
cea mai prosperă perioadă din istoria umanității. Indiferent de cele două războaie regionale izbucnite anul început respectiv anul acesta, indiferent de acestea, făcând abstracție de cele două războaie regionale, trăim cea mai prosperă eră a umanității. Cu toate acestea, planul subiectiv contează mai mult. Ce se întâmplă în interiorul nostru? Ce se întâmplă cu sufletul nostru? Care este cauza acestor probleme? Că până la urmă, scopul nostru, tuturor celor care scriu, este nu numai să conștientizeze problemele, ci să încerce să le rezolve. Este foarte greu, mai ales în ziua de astăzi, să rezolvăm probleme, dar nu imposibil. Primul factor care ar destabiliza un adolescent, pentru că eu vorbesc din, acum nu ca autor al acestei cărți, nu ca elev al unui colegiu sau al unui profesor, ci vorbesc ca un adolescent și mă bucur, evident trebuie să o spun, să remarc că mă bucur că în seara aceasta publicul meu este format și din adolescenți ca mine sau preadolescenți. Sunt sigur de faptul că se vor regăsi în multe lucruri pe care o să vedem. Criza identitară este factorul, unul dintre factorii principali la acestor probleme. Nu știm sau nu am aflat încă cine suntem și încotro mergem. Ce facem și ce trebuie să facem. Avea Guylain Bourre o idee foarte, foarte interesantă despre internet, apropo. Apropo de internet, avea o idee foarte interesantă, spunea, asocia internetul cu un nou turn Babel. Dar de data aceasta, un turn Babel informațional. Straturi consistente de informații care se tot adună până aspirând toate aceste straturi către un adevăr absolut. Evident că această abundență informațională poate fi benefică sau nu. Trebuie ca fiecare adolescent să-și găsească niște repere, după care să se ghideze. Este foarte important. Evident că, cum spunea și Descartes avea o idee foarte clară de a-ți reevalua constant valorile și principiile, dar pentru a reevalua trebuie să ai unele deja. Sau trebuie să, este datoria ta să ți le cauți. Este mai importantă călătoria decât destinația. Este un fapt pe care se observă din ce în ce mai clar în societatea contemporană. Un al doilea factor este nesiguranța viitorului. Nu știu ce se va întâmpla cu ei, dar nu mă refer la peste 10 ani, peste 20 de ani, mă refer la viitorul metafizic, viitorul post-mort, m-am putea spune. Ce se întâmplă după moarte? Ce se întâmplă după moarte? Până acum 200-300 de ani, spuneam așa, adică luăm ca reper iluminism, concepție iluministă, am putea spune că era o viziune, era o sursă unilaterală de informație, și anume era o direcție, o singură direcție, și anume biserica, care avea așa, evident, Evul Mediu care a influențat acest lucru, aveam concepția foarte clară. Dar, odată cu apariția iluminismului și a celorlalte curente aferente, lucrurile s-au schimbat. Și abisul acesta informațional ne poate ajuta sau nu. Depinde unde căutăm. Este foarte important să avem îndrumători care să ne ghideze. Nu numai în parcursul strict profesional școlar, am putea spune, tipicilor examene școlare, Baia Națională pentru gimnaziu și bacalaureatul pentru liceu, ci în general pentru examenul vieții și al existenței. Acest aspect trebuie clar ameliorat în societatea noastră. Evident că adolescenții, este psihologic dovedit, că suferă și de o extraordinară, dacă o putem numi așa, insuficiență personală. Trebuie validare, tot timpul trebuie să
ne spună ceva dacă este corect ce facem, să ne integreze cineva undeva. Uităm totuși să avem propria noastră identitate. O proprie identitate poate să ne construiască un viitor la care poate nu ne-am așteptat inițial. Asta este de alegerea fiecăruia și trebuie să ne luăm destinul în serios. Chiar că o viață avem, cine știe, nu poate garanta nimeni că doar o viață avem. Nu poate ști nimeni. Chiar că probabil o să întâmpinați, poate, anumite persoane, nu vreau să dau exemple, care vă spune că, că mai e timp pentru toate și să scriem cărți și să nu știu. Dar este foarte important să faci ce simți. Știți că instinctul nu este prezent în cadrul organismului nostru aleatoriu. Instinctul, mai ales în prima perioadă, cum avea copilăria neamului omenesc, cum o numeau, de exemplu, istorici marxist-leniniști, dar ceea ce noi oamenii de fapt acum asta. Noi oamenii ne-am ghidat după instinct. Poate nu fi rău să facem și acum. Evident, cu limitele rațiunii pe care toți trebuie să o exercităm. E bine că mai sunt și, după cum au pomenit și antevorbitorii mei, distinși, problemele existențiale ale ce țin de existență. Ce dragostea și raportul cu divinitatea și cu viața în general, cu lumea. Care e diferența între dragoste și iubire? Foarte interesant. Avea Grigore Tinisa, teologul, avea o idee foarte, foarte interesantă și spunea că dragostea este iubirea aprinsă. Oare ce vrea să spună Grigore Tinisa? Evident, este iubirea pasiune. Evident, doamna profesor doctor a amintit despre cele trei tipologii. Le-am citit din cartea ta. Da. Cele trei tipologii de iubire, mă rog, apărute în antichitate, este important, într-adevăr, cum am spus și eu, cu care și m-ați citat, să le cercetăm și să, poate, nu trebuie neapărat să alegem una dintre ele. Putem să le experimentăm pe toate. O rezolvare a acestor probleme, eu am promis că vin cu rezolvare. Care ar fi rezolvarea acestei, poate, crize militare, insuficienței personale, sau acestor probleme emoționale, psihologice, pe care majoritatea dintre noi le avem. Ar fi să căutăm simplul în viață. Știți că Democrit spunea, a spus ceva foarte, foarte interesant. Democrit spunea că lucrurile simple aduc fericirea. Uneori trebuie, pe lângă lumea asta zbuciumată, profesională și personală pe care o avem, că dimineața, toată dimineața este, prima parte a zilei este o dedicată exclusiv școlii, apoi următorul sfert poate temelor sau, mă rog, obligațiile pe care avem de îndeplinit pentru planul profesional, pentru școală, trebuie să căutăm și lucrurile simple care aduc o fericire spontană, dar care devine ușor, ușor constantă, de durată, pe termen lung. Să observăm natura din jurul nostru, de exemplu. Să fim conștienți de ceea ce ne înconjoară. Să intrăm în profunzimea lucrurilor puțin mai mult. Să luăm evenimentele care ni se întâmplă ca atare. Marcus Aurelius, mare filozof stoic, spunea că sunt lucruri pe care le putem controla tot ce ține de mintea noastră și cum reacționăm la evenimentele care vin către noi. Noi nu putem controla evenimentele care vin către noi, indiferent cât ne-am pregătit pentru ele. Ce putem noi controla este cum reacționează mintea și cum gestionăm momentele care vin către noi. Iar și sunt deci lucruri pe care le putem controla, ceea ce ține de mintea și reacția noastră, și lucruri pe care nu le putem controla, tot ceea ce ține de lumea exterioară. Și am mai spus încă un lucru foarte, foarte important și aici vreau să mă opresc. Și fără prea multe explicații. Omul trebuie să acționeze în două direcții, conform Marcus Aurelius. Conform naturii sale și naturii seminale cosmice. Adică natura umană este doar o părticică mică dintr-un ansamblu, dintr-un întreg natural.
Iar noi trebuie să acționăm conform naturii noastre, în primul rând, și după aceea, conform naturii universale. Iar a doua direcție în care trebuie să acționăm este direcția binului comunitar. Direcția socială, am putea spune. Noi trebuie să conștientizăm că noi suntem niște cetățeni. Lumea este o cetate, iar noi suntem niște cetățeni locuitori, da? Care suntem și conviețuim în această cetate. Și noi trebuie să acționăm conform principiilor morale a acestei cetăți. Și un ultim sfat, și atât pentru adolescenți, cât și pentru celelalte generații de care a pomenit doamna profesor. Trăiți conform naturii, pentru că peste 200 de ani, toți din sala aceasta, vor fi niște atomi care vor plăti în univers. Și stelele ne vor zâmbi. Vă mulțumesc frumos! Foarte bun comunicator, da? Ați văzut, ex-catedra ne-a arătat tuturor și mai ales colegilor, dar suntem oameni care au trecut de etapa asta, au trăit-o așa de frumos sau nu ne-am priceput să o trăim atât de frumos. Asta este, învățăm acum cum ar fi trebuit să o facem. Dar voi, cu siguranță, veți avea în cartea lui Victor, voi cei tineri, o mare provocare. Vă invit, vă sfătuiesc, vă conjur să-l citiți, pentru că vă veți regăsi, vă veți învăța și veți învăța de la el mai mult decât veți învăța din cărți, pe care probabil nu le veți citi niciodată. Dar cartea lui, care este un fel de arheologie a iubirii, vă dați seama, da? Este o cercetare istorică adusă la zi, scrisă și din punct de vedere literar, foarte provocator, așa cum ne-a spus doamna profesoară. Deci cartea aceasta vă va apropia de voi înșivă, cei care sunteți acum, mai mult decât vă vor apropia multe alte cărți, care poate vă vor fi recomandate și cu cât vă sunt mai recomandate, cu atât vă veți îndepărta mai mult de ele, că asta este ceea ce face oricine care îi se impune ceva. Așa nu cred. Vă urez succes la lectură vouă. Mulțumesc din toată inima tuturor celor care au fost aici alături de noi și alături de Victor. Mulțumesc foarte mult doamnelor profesoare și doamnei Dohotaru că ne-au prezentat atât de frumos cartea și au vorbit atât de frumos despre Victor. Și nu în ultimul rând, te felicit pe tine, Victor. Mulțumesc cel mai mare succes și cea mai luminoasă cale în viitor, să ai putere, să fii constant în tot ceea ce faci, să crezi în tine așa cum faci acum și din ce în ce mai mult, confirmările pe care le vei avea, să te împingă înainte, pentru că cerul este limita. Și dacă nu vă spălați înainte de să spunem, să apreciem că e o condiție grafică deosebită. Deosebită, absolut. Foarte frumos. Zice că editura aceasta face treabă bună. Am văzut mai multe ediții, știu despre ce vorbesc și o copertă foarte frumoasă. Absolut, absolut. Venea să apreciem. Absolut, asta. Mulțumim, doamnă profesoară, că noi în vârtejul acesta al emoțiilor am scăpat din vedere să spunem că editura Magiclin nu este o editură oarecare. Nu este o editură care se remarcă doar pe plan local, este o editură de nivel național și ne mândrim cu realizările sale și mulțumim doamna Dohotaru pentru precizia, exactitatea, grija la detalii pe care le aveți în orice lucrare editați. Urmează sesiunea de autografe, evident, după care cărțile pot fi cumpărate, vă așteaptă. După care urmează colocviul de impresii, unde vă invităm cu mare drag să schimbați păreri, să-l felicitați pe Victor, la alături de o masă acolo, foarte bine garnisită cu tot ceea ce trebuie ca să dezlege limbile și să stimuleze ideile. Așadar, sesiune de autograf.
Să vă mulțumim pentru vizionare!